Victor Orban vrea ca România și Bulgaria să intre complet în spațiul Schengen până la finalul acestui an. Premierul Ungariei a declarat într-o intervenție la Strasbourg că sistemul european de azil a eșuat și că măsurile actuale nu reușesc să asigure controlul eficient al migrației ilegale. În doar câteva ore, Consiliul JAI urmează să discute despre aderarea celor două state la spațiul Schengen. Migrația ilegală în Europa duce la creșterea antisemitismului, la violența împotriva femeilor și la creșterea homofobiei. Sunt realitățile, chit că vă place, chit că nu. Politica de migrație a eșuat, se văd consecințele. Mai multe state membre încearcă să găsească soluții. Președinția ungară nu propune doar, doamnă președinte, să consolidăm zona Schengen și să o extindem. Președinția ungară propune de asemenea ca până la sfârșitul anului Bulgaria și România să fie membre depline ale zonei Schengen.